Salutare fraților, ce faceți? Eu sunt Paranoic și astăzi ne vom juca un joc pe care probabil data asta câțiva dintre voi îl veți recunoaște, vă veți aduce aminte de el, deoarece la vremea lui a fost un joc foarte, foarte popular. Este vorba despre Dead and Me. Mi-am oprit un pic camera pentru a vă arăta cum se numește. Este un joc foarte, foarte violent cu bătăi. Noi ne vom juca cu băiețelul ăsta mic cu cuțitul și vom bate alți copii. Practic ăsta e scopul jocului, să bați copii și la un moment dat ai și niște boși, niște copii mai mari cu care te bați în cartier. Bun, cum ziceam, jocul este făcut în Flash, pe Flash Player. În ciuda faptului că e făcut în Flash, are niște mecanici super, super mișto. Un joc care, din punctul meu de vedere, la cât de tare e, ar putea face competiție cu multe jocuri din ziua de azi. Jocuri indie, pe telefon sau pe consolă, sau chiar de pe Steam. Bun, hai să ne jucăm, să vedem despre ce este vorba. Nu mai știu nici butoanele, știu doar că mi-a plăcut foarte mult, a fost printre jocurile mele preferate. Așa că hai să-i dăm play. Ok, ne mișcăm de pe WASD, nu. De pe A dăm cu pumnul și ciobănească de pe S. Bun, ne mișcăm pe săgeți, de pe săgeți. Știam că ai... Exact. Sprint. Dacă dai de două ori în dreapta, are sprint. Dacă dai sprint, poți să și sari. Gen așa. Bun, aveam aici un băiețel. Hai să îi stricăm castelul. Acum plânge. Îl luăm de gât și dăm bucăți, nu? Îl batem pe Marcus. Ce bătaie am dat la Marcus. Și acum sărim pe el. Are combo-uri foarte, foarte mișto jocul. De obicei jocurile astea pe Flash, jocul era pe browser, by the way, încă este. Jocurile astea pe Flash, pe Flash Player, nu prea aveau combo-uri, erau așa... Jocuri basic. Bun, și am dat ultima bucată lui Marcus, l-am omorât. Este un joc destul de vechi. Hai să dăm un pic mai încet, că nu ne interesează muzica. Ok. Deci chiar irelevantă muzica. Bun, l-am prins pe băiatul ăsta, hai să-l aruncăm, că n-avem ce să facem cu el. Pe Tommy. Luăm asta de gaz, what the fuck. Dă-mi ăsta în cap, wow, dar ne-am luat și noi damage. Ăsta-i boss. Dacă și ăsta-i boss. Ai, ce-am făcut? Stai că-mi dă bucăți. Încercăm să-l batem frumos cu combo. Când eram mic mă băteam cu el așa, la Caterin, că foloseam aceeași mișcare. Și după cum vedem, bă, deci atât de complex e jocul ăsta, încât ai și furie. Vedeți, se încarcă o bară. Uite-mă, încă vrea bătaia. Poți să-i cal și pe cap, what the fuck. Mai avem băiat. Ideea e că scopul jocului este că na, trebuie să bați toți copiii ăștia. Trebuie să-i bați rău pe toți. Și abia după poți să treci la următoarea chestie. Ăsta cu cască e bolangiu. Ăsta dă și fuge. Uite, vedeți cum dă cu capul? Ronald. Am citit Ronaldo. Hai să batem copiii ăștia mai repede. Bun. Next. Asta îmi plăcea foarte mult. E un meci de fotbal, deci chiar poți să joci fotbal legit cu scor, cu dalea. Te și faultează. Dă-ne mingea înapoi, dă-ne mingea înapoi.
Poți să dai și cu capul minge, what the fuck? Deci practic pe ăștia îi bat și tot la minge se duc să joace continuu fotbal. Bun, mi-amintesc că mereu luam mingea și trăgeam în fraier ăștia. Ăștia erau cercetași. Aia devin cu și vând prăjituri. Și-au luat și ei mingea, ce tare. Împingem, ăsta îl împinge la mașină, frate, îi dăm. Aia, unlucky. L-am împins în fața mașinii. Dar mașina poate să dea și noi la fel de simplu. Bun. Te dau mine? Ia uite mă cum dă mine nebunul ăla. Păi pe ăsta trebuie să-l bați primul. Am că l-am curentat pe ăsta. Ăsta îl omoară mașina. De fapt nu l-omoară, bă, un... Nu l-omoară mașina. Bun, e că l-am omorât acum mașina. Bun, avem aici basket acum. Ce-i combo, frate? Deci, dacă faci o schemă, scoate cuțitul, uite. Cum dăm la coș? Măcar pe asta poți să o arunci, mai dai cu capul în ea. Ia. Păi și pe ăștia cum îi va, mă? Am murit? Sper că nu mă dă de la capăt. E vreun checkpoint, nu? Hai că e checkpoint dacă e. Aia, băieți, unlucky. Bun, am revenit. Hai să nu ne mai omoare băieții cu ATV-ul. Dar oarecum... Ah, mă, cu gunoiul, mă. Luăm gunoiul. Bun, tu ai murit acum. Și tu la fel. Te cal pe cap. Încă unul. Ok. Mai avem aici unul. Trecem cu ala. Deci îi prinzi. Sigur e ceva aici. Ce-ți făcut, mă, băieți? Ăștia-s ninja, să-i se bag cu mine. Păi mă bat ăștia. Ok, pe ăștia trebuie să-i bat din alergat. Sau nici măcar așa. Mă bat ăștia de-i.
Da, atacă prea repede, n-au și ei un timp să stea pe loc. Nici o șansă ce ai. Bă, dar ce-mi sare asta cu picioarele pe cap? Voi vedeți? Hai să-i batem pe ăștia mici că mă enervează. Bătălie strânsă aici, mă, despre ce vorbești? Și mai ultimul. Ia-mi încă. Bun, am terminat. Nu cred, am luat de la DHP. Bă, ce bine, că am zis că gata, nu mai filmez nimic. Ăsta e gangster, ăsta are pistol. What the fuck? Bă, ce mă enervează ăștia mici. Corect, frate, ăsta are pistol. Mai face și breakdance. Ăsta e mult mai ușor de bătut decât copiii aia mici, ninja. Sau, ar fi fost bine dacă era mult mai ușor de bătut. Ce face? S-a blocat acolo, s-a buguit. O, fugi. Când facem mișcarea asta, trebuie să fug. Mi-a dat. Ce vorbești, mă, băiatule, că m-a luat la picioare? A făcut o baletă. A făcut balet. Da. Deci dacă mă dă de la capăt. Bun, și am ajuns din nou la boss. Trebuie să-l batem pe băiatul ăsta acum. Iar urmează melodia aia. Bun, hai să vedem ce știe. Trebuie să ne ferim foarte mult de el. Ok. Dar dă foarte mult damage, aia e chestia nașpa. Bă, dar lasă-mă să-ți iau, să-ți dau cu asta în cap. Pe gangstereală, mă. Ideea e că îmi și dă când mă apropii de el. Legit îmi dă. Uite, deci nu. Fuck.
Trebuie să-l bați calculat pe ăsta. Cu dodge-uri multe. Nu am apucat să dau, dar nu-i corect deloc, mă, ce se întâmplă aici. Mă aștept să-mi dea acum și 3 gloanțe unul după altul. Ce aia a fost? Mai încercăm. Uite cum dă la operație. Își dă iar ultimata. Mai îmi dă una aia. Deci nu mi se pare normal când eu mă bag cu el, îi dau în gură și el, gen, eu cad după. Bun. Mamă, ce mi-a dat băgameș. Am învățat și o schemă nouă, sar în sus și dau cu pumnii. Și e gen... Nu stai. E ca și cum ai sări în el gen din săritură cu cotul în gură, dar acum sar și dau și cu pumnii. Ce se bapă ăștia mici când mi-i nervează? Deci trebuie să-i dau dodge și să primesc cât mai puține lovituri de la el. Mereu când seara așa îmi dă câte o bucată. Nu mai folosesc săritura aia, mai bine sar cu pomni în față. Cu genunchii pe cap. Și și-a dat ultimata. Trebuie să fugim. Mă ajută foarte mult mingea asta de basket, îi mai dau câte o bucată. Îl batem. De data asta îl batem, că îi dăm dodge, am învățat toate mișcările. Bă, nici să mă scarp până la cap, nu mai pot. Mamă, cât damage dă, Doamne. Enorm de mult damage. Bun, v-am zis că îl batem, mai avea foarte puțină viață. Și acum îi băgăm cuțitul în cap? Un dinte pe jos. Și a venit taicăsul. Și ăsta a fost jocul. Wow. Bă, destul de scurt, doar că gen, jocul e scurt. Chestia e că dacă ai murit odată, indiferent cum, te dă de la început. Început și asta face jocul mai lung un pic. Bossul a fost extrem de greu de bătut. Știu că nu îi se vedea HP-ul pentru că camera mea video era fix în dreapta unde era HP-ul. Ăsta a fost jocul de astăzi de AdenMe, un joc super șmecher. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like și să lăsați un comentariu, pentru că ajută foarte mult la algoritmul YouTube. În cazul în care vă hotărâți să vă abonați la canal și vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați și pe clopoțelul de notificare, pentru că altfel nu are niciun sens. Eu postez și voi nu primiți notificare foarte greu. Așa că dacă vă abonați, apăsați și pe clopoțel pentru a fi la curent cu absolut tot ce postez. Follow pe Instagram la Sunt Paranoic și ne auzim data viitoare. V-am pupat!